Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am găsit ceva pe site la noi, pe site-ul Europa FM. Pe prima pagină e o știre despre care n-am știut absolut nimic, care spune așa, serios, nu știam, adică nici mă așteptam, dar nu știam. Radio Europa FM se află pe primul loc în topul celor mai de încredere branduri radio din România în 2023, potrivit, și aici sunt absolut șocat, Institutului Reuters al Universității Oxford. Da, dar nu adică e prima ceva dată. Serios. Nu e prima dată, da. E mișto, e ok, adevărat. Da, e bună, merge. Adică pe locul întâi Pro TV, da. 67%, e televiziune totuși, iar pe locul 2 cu 63% încredere Europa FM. Încredere, da. Și noi pe 3. Pe 3 e la egalitate o televiziune Digi24 și Radio România Actualități. Ca să vezi. Deci un loc absolut onorant. Da. Rezultat, în primul rând, trebuie să mulțumim colegilor de la știri, că lor cred că în primul rând li se datorează, și după aceea liniei de publicistică, nu? Piața Victoriei. Adică de ce noi crezi că n-au încredere? Și noi cred că au încredere. Eu am încredere în știrile din sport, da, ale lui Luca. Cu ce dai tu la Radio Voting? Nu cred, cred că e în negociere. Republica Fantastică. Da. Vă mulțumim. Chiar așteptam să spui. Da. Pe de altă parte, în urmă cu o oră, colegii noștri de la site și de la Facebook au publicat o machetă cu noi trei. În poză? Serios, da. Și scrie așa, Deșteptarea de la Europa FM este cea mai ascultată emisiune de dimineață din România, de luni până vineri, între 7 și 10. Practic, stai că am vorbit, mai zi o dată că am vorbit peste tine. Deci asta spune că emisiunea făcută, realizată de noi. Asta, dar cum? Asta pe care o ascultați acum, da, de la Europa FM, e cea mai ascultată emisiune dintre matinalurile din România. Dar ce înseamnă cea mai ascultată? Stai așa, că vreau să și spun, la nivel național, ca să dăm și niște cifre, că am întrebat. Deșteptarea are un market share, și aici o să explicăm, de 12,9%, e pe locul 1, locul 2, Radio România Actualități, cu 11,7%. Salutări colegilor de la stat. Asta la nivel național. Tot ascultătorul de radio din România. La orașe, că știi că nouă ne place la orașe. Da. La 11 plus, deci toți, toată lumea. Imediat, stai așa, că trebuie să mă concentrez un pic. Daily Reach, adică numărul de ascultători, avem un număr predestinat nouă, 666. 666.000 de români de la orașe ascultă Europa FM. Propunem Iron Maiden, The Number of the Beast, dacă la bătălia hiturilor. O deschidem pe ea. Da. Pe locul 2 e matinalul de la ZU, 638.000. Salut Mihai, salut Daniel, salut Ema. Și colega, da. Și 631.000 Radio România Actualități. Salut colegilor de la stat încă o dată. În urban suntem locul 1 și la market share 13,4, locul 2 13, locul 3 11,7. Deci aici trebuie să... Cred că asta vrei să explic. Da, deci multă lume... Market share înseamnă cotă de piață, care în radio înseamnă, ce înseamnă? Timp de ascultare, ce e asta? Deci avem odată numărul de ascultători, Daily Reach, care e numărul de ascultători care au spus că ascultă măcar odată un post de radio. Adică acolo... Într-un interval. Asta nu înseamnă că ne ascultă doar pe noi. Da. Ci, un ascultător, dimineața în mașină, dacă ești, poți să asculți mai multe stații radio. Știi? Asculți Europa FM într-un interval, asculți altă stație, mai schimbi și așa mai departe. Asta înseamnă că atunci când ești sunat și se face sondajul de opinie, tu declari lucrul acesta. Și tu ești înregistrat ca fiind ascultător și pentru deșteptarea, adică și pentru alte matinale. Ce posturi și zici, păi l-am ascultat pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla, nu știu și intervalul aproximativ, știi? Și se bifează la toți? Și se bifează la toți, pentru că tu ai 7-10, tu în intervalul 7-10, practic poți să asculti mai mult sau mai puțin 1, 2, 5, 12 posturi de radio. Ok. Înțelegi? Și ăsta e numărul de ascultători. Deci sunt 6, uite... Așa Daily Reach. Așa, ăsta e Daily Reach. Înțelegi? Dar parte din audiența noastră, de exemplu, poate asculta și alt matinal, dacă la un moment dat consideră că, nu știu, un subiect nu e pe placul lor și așa mai departe. Market share e o formulă între Daily Reach, numărul de ascultători. Pe de asta am spus că e important că te ascultă mai mult sau mai puțin, pe tine sau pe ceilalți. Market share-ul este o formulă între Daily Reach, numărul de ascultători, și timpul de ascultare. Așa. Al stației respective, care e dat, de exemplu, pe noi, dacă ne ascultă, nu știu, 30 de minute într-o dimineață și concurenții noștri ascultă 10 minute, timpul nostru de ascultare e mai mare. Și ascultătorul respectiv
este înregistrat pe o perioadă mai mare ca fiind pe frecvențele Europa FM. Mi se pare important să te asculte mai mult timp, nu? Da, și atunci e foarte posibil ca o stație... E foarte posibil... Sunt foarte bine. Am ce am spus. E foarte posibil... M-ai întrerupt. Scuzați-mă. E foarte posibil ca numărul de ascultători pentru o stație să fie mai mare. Da. Dar ei se asculte puțin. Aha. Am trecut pe acolo 5 minute, au ascultat o piesă, au bifat-o, hața apare indexat. Uh-huh. Asta, da. Deci ar trebui să fie că am avut haltere în dimineața asta la știri, știi, și la haltere sunt probele aruncat, smuls și total. Așa e și la sondajele radio, avem aruncat, smuls și total. Daily Riciu și Briciu. Da, deci suntem numărul 1. Vă mulțumim tare mult pentru că ne ascultați. Da, și generat și timpul ăla de ascultare foarte mare, care, e adevărat, uite aici, se datorează celor care spun povești la radio. Da, asta e foarte nasol cu timpul mare de ascultare. De ce? Păi, spre deosebire de alți colegi, și noi nu putem să facem același subiect de 3 ore pe emisiune, știi? Îl facem o dată și după aia trebuie să mai facem și alte subiecte. Că lumea se prinde, zice, păi ați mai vorbit despre asta acu 2 ore. Da. Cât timpul de ascultare, cât e la Europa FM? 90 de minute în media, cred, nu? Că e mai mare. Mai mare de 90. Mai mare, da. Da, este uriaș. Adevărul că în comparație cu alte stații, noi avem timp de ascultare mai mare, ceea ce înseamnă că ascultătorilor, adică vouă, prieteni, vă place de noi. Nu știu de ce, dar... Uite, ce, apropo de timpul de ascultare, e un mesaj din Focșan care spune, noi vă ascultăm de la 7.30 la 16. Da. Dai seama, de asta, da. De asta și aveți senzația la un moment dat că se repetă piesele foarte mult, pentru că... Da, da, da. Și mai e, adică nu că ne ascultați câte 90 de minute medie pe zi. Problema e că ne ascultați cu anii. Și ieri când a câștigat Iron Maiden. Ieri am avut discuția cu Luca, păi nu s-a mai dat Iron Maiden și Luca a zis, am mai dat eu odată, nu știu ce, și a venit mesaj instant de la un ascultător. A câștigat Luca în octombrie 2020. Nu, aia am constatat eu că era nou. El a spus doar că am câștigat eu cu piesa aia. Da, poftim. Și m-am uitat după aia, câștigasem într-adevăr în octombrie 2020. Deci ascultătorul nostru știa acum la 3 ani distanță că am câștigat eu acum 3 ani, iată. Da, n-avea nicio șansă. Să știți că cu piesa. De-aia ne și recunoaștem greșelile imediat. Că știm că nu putem să mințim. Orice am spune cineva și aduce aminte că am mai zis și altă dată sau am zis altfel altă dată, așa că dacă spunem vreo prostie, recunoaștem imediat că oricum suntem prinși. Uite, și bună, e bun mesajul lui Zei. Știți că Radio Zoo se laudă că ei sunt cu cea mai mare audiență? Da. Și aici intervine problema aia pe care am tot văzut-o pe Facebook, Instagram și așa mai departe în ultimii ani. Fiecare stație sau tot mai multe stații se laudă că sunt numărul 1 pe felie sau pe ceva. Sau sunt cei mai buni la ceva. Unii sunt cei mai buni pe București, de exemplu. Unii sunt cei mai buni în orașele țării. Cine după pe cum București? Tocmai... Nu, stai puțin, cine pe... Pe București, cel mai ascultat post de radio e Radio Zoo, pe în București, de exemplu. Cel mai ascultat? Cel mai ascultat. Stai așa. Cu market-share-ul cel mai mare, nu? Hai să mă uit un pic. După cum tocmai v-a explicat, George, avem trei categorii, național, urban și București, astea sunt trei. Și fiecare are două aspecte, numărul de ascultători și timpul de ascultare. Și atunci, evident, că se identifică mai mulți câștigători. Da, adică nimeni nu minte când spune că are cine mulți ascultători sau e cel mai ascultat. Zoo este cel mai ascultat, în mod tradițional, nu? Uite, în București, pe toți ascultătorii, locul întâi e Zoo, 113.000 de ascultători. Mă refer aici doar la matinal. La număr de ascultători. Da, la număr de ascultători. Pe locul 2 Radio România Actualități, tot 113.000 și pe locul 3 Europa FM, 84.000. Ok. Iar la market share... Pe primul loc, durata de ascultare. Asta e, da, ce am vorbit așa. Radio România e pe primul loc, 15,9%. Stai așa, da. 12,1% ZU și 11% Europa FM. Ok. Deci pe podium. Și mai sunt și alte variante. Poți să iei pe un target anume, știi, 18-49 de ani și așa mai departe. Poți să faci orice combinație. Da. Ideea e că tot ce vedeți machete sau comunicate legate de suntem numărul 1 în ceva, nu sunt minciuni. Sunt pur și simplu fragmente și întreabă de audiență. Dar dacă este mai mulți în mașină, nu se pune? Uite, la asta nu știu să răspund. Avem un coleg care ar putea să răspundă, dar nu e până aici. Da. În TV se măsoară și asta. Aici la radio nu știu dacă se măsoară, dar în TV cu people meter, da, măsoară acolo și asta. Acolo e mai exact, că ești cu telecomanda și e totul digital. Da, ai diverse coduri pentru cine e cu tine când se uită la televizor omul respectiv. Mă rog. Și eu cred că acolo sunt mult mai dincolo de people meter. Cred că cei care dețin stațiile astea de cablu, firme de distribuție de cablu, cred că știu mult mai în detaliu ce se întâmplă în televiziune, pentru că totul e digital acum, adică nu trebuie să-ți montezi o telecomandă specială. Nu, da și nu. Nu e chiar așa. Dacă se transmite pe internet,
internet poate. Oricum, una peste alta, ca să închidem intervenția asta foarte lungă, care, după câte vedeți, n-a fost doar despre noi, puteți avea încredere. Asta este un lucru foarte important pentru noi, dincolo de audiență, care și ea e, desigur, importantă și nu stăm deloc rău. Suntem primii la mai multe categorii, ceea ce este semnificativ pentru noi și încurajator. Noi știm unde anume nu performăm cum am dori și vorbim despre asta, pentru că, na, cum am mai zis, noi nu ascundem adevărul, că nu ne permitem. Iar deșteptarea nu e doar despre Vlad, George și Luca, deșteptarea înseamnă și Ioana, și Marcela, și Adi, și Alina, și colegii de la și Iulia, sigur, și alți colegi de la știri, care în fiecare dimineață sunt alături de noi și ne susțin cu informații și detalii tehnice. Mulțumim și vouă pentru susținerea. Mulțumim! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.